5 societăți comerciale cu obiect de activitate comercializarea materialului lemnos au fost verificate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. În ziua de 14 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică au desfășurat o acțiune pe linia transportului, depozitării și comercializării materialului lemnos pe raza județului Călăraș. Au fost aplicate șase sancțiuni contravenționale în valoare de 53.000 de lei, Totodată a fost dispusă și măsura complementară de confiscare a sumei de 4.720 de lei, reprezentând contravaloarea a 29,5 metri cub lemn de fag, deținut fără documente legale de proveniență, precum și suma de 320 de lei nejustificată pe Casa de marcat. Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Gărzii Forestiere București, Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraș și Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călăraș.